Abandonul școlar, o criză extrem de gravă cu care se confruntă România, a fost tema dezbaterii organizată astăzi la Botoșani de Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin în cadrul proiectului național Pactul pentru Tineri, în parteneriat cu Ministerul Educației, Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, autorități locale, Banca Mondială și UNICEF. Conferința de la Botoșani a adus față în față tinerii, profesorii, părinții, autoritățile locale și județene și reprezentanții mediului de afaceri din Botoșani, în scopul depistării problemelor, cauzelor și soluțiilor de prevenire a abandonului școlar, care generează o multitudine de alte neajunsuri în societate. Prezentă la dezbatere, președintele Consiliului Județean Botoșani, Doina Federovici, a vorbit despre rolul și importanța autorității locale și județene în combaterea acestui fenomen. Sunt câteva proiecte extrem de importante care au fost aplicate de Guvernul României în teritoriu, dar din punctul meu de vedere s-au oprit cumva pe la mijloc sau nu au avut o coerență așa cum ne-am fi așteptat noi. Pentru că de foarte multe ori presiunea se pune pe umărul nostru, al autorităților județene și locale. A fost emisă hotărârea de guvern prin care 400 de școli din România beneficiază de masă caldă. În județul Botoșani sunt 9 școli incluse și beneficiari sunt 4.882 de elevi, atât din mediul rural, cât și din mediul urban. Uitându-mă pe această listă cu cele 400 de școli, bineînțeles că am constatat că județe mult mai dezvoltate decât Botoșaniul au un număr mult mai mare de școli înscrise în acest program, cu un număr mult mai mare de elevi. De exemplu, Sibiu are peste 10.000 de beneficiari, Ilfovul are peste 9.000 de beneficiari, ne mai vorbim de Constanța, Iași, Galați și așa mai departe. Iar eu cred că, din punctul de vedere al acestui program, Ministerul trebuie să-și reconfigureze un pic optica. Noi, la nivelul Consiliului Județean, avem doar 2 școli subordonate, vorbim de școlile speciale, copiii noștri speciali, cum le spun. Anul acesta, de exemplu, noi le asigurăm 300 de burse de merit, bineînțeles, bursele școlare și bursele sociale pentru care primim sprijin de la, și de la guvern. Sunt 300 de copii care primesc 300 de RON, 200 de RON sau 250 de RON. Este și acesta un sprijin și îl îndreptăm fix acolo unde este nevoia cea mai mare. Proiectul național susținut de OMV Petrom constă în 6 dezbateri organizate în zone geografice puternic impactate de fenomenul abandonului școlar. Lansarea proiectului a avut loc la Iași pe 19 septembrie și a continuat pe 27 octombrie la Piatra Neamț. CONAF va ajunge și la Suceava, Bacău și Vaslui. Iar astăzi ce am reușit noi să facem, pentru mine este convingător că se poate. Pentru că am reușit să strângem toate autoritățile locale, centrale și județene. La finalul acestui proiect, după celelalte 3 dezbateri, se va puncta public care sunt rezultatele pe care noi am reușit să le obținem, adică din consultarea cu 2.000-3.000 de profesori, părinți, directori și așa mai departe, antreprenori, am reușit să identificăm care sunt nevoile. Fiecare nevoie are în corespondent o soluție și apoi mergem la guvern din nou cu o serie de propuneri, pentru că propunerile de modificare de acte legislative nu sunt în mâna mediului de afaceri. La dezbaterea de la Botoșani au mai participat primarul municipiului Botoșani Cosmin Andrei, prefectul Sorin Cornilă, conducerea inspectoratului școlar, președintele Camerei de Comerț din Botoșani, Valeriu Iftime, dar și Marian Daragiu, subsecretar de stat în Ministerul Educației, și Luminița Costache, specialist în educație la UNICEF. Pactul pentru tineri este cea mai amplă mișcare a mediului privat în direcția reducerii abandonului școlar ca soluție sustenabilă pentru piața muncii. Nevoia de forță de muncă din județele noastre sărace este extraordinară. N-avem nicio șansă să alcem înapoi decât dacă explicăm părinților importanța, să educăm părinții. Când am luat la Camera de Comerț, primul care l-am făcut, am avut un studiu de piață să vedem care sunt orientările copiilor. În Botoșani, în 2018, cred că erau 600 de copii în clasa 11 și 12. Întrebările au fost cine îi ajută în carieră, ce vor să facă, dacă vor să rămână în România sau vor să ajută. 5% vor muncitori,
5% vor muncitori. Am lăsat în derizoriu cea mai importantă treabă sau a unui om. Menirea unui om este să muncească. În România, peste 15% dintre tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 și 24 de ani nu au terminat cel mult 8 clase, iar numărul mamelor minore depășește 16.000.